Spune-ne, din, că tu de obicei ai informații mai multe decât avem așa. Noi și cam ce ai lansat un spațiul public, de obicei s-a adeverit. Așa. Spune-ne unde și de partea căror candidați și concurenți joacă banii lui Plahotniuc în această... interesele și banii lui Plahotniuc în această campanie. Dorin, el acum foarte mult s-a schimbat strategie și în general se spune că el activ a apărut de ceva luni, adică s-a reanimat. Plahotniuc nu prea zbăga, dar de ceva luni e foarte activ în Republica Moldova. El în continuare stă în Stambol. Ca să înțelegi... La cineva că e în Thailand. Nu, asta s-a aberat inventate de presa lui Dodon și din niște handicapați. El nu a fost, el nu, chiar că zbăgau, că e în Thailand, că în Dubai, dar pe apărut curcanii au făcut. Cu sate, pe 7 martie s-a dus cu Plahotniuc în Thailand. Dar să vezi ce surpriză le pregătesc la dizbarte, dar să-i mai prăjesc o leac. El stă în Istanbul, ca să înțelegi, la moment are peste 20 de bodyguards. Deci eu cunosc că i-au refuzat să-i dea cetățenie, dar are bodyguards și privat și de stat. Deci, ca să înțelegi, în tură lucrează 28 de oameni. Eu, ca om care înțelege, adică cu 28 de bodyguards, o parte care din partea statului, adică, și Plahotniuc a început să joace cu unii, cu alții. El tot perioada s-a discutat cu același Voronin. Voronin este unul din puținii care el nu a întrerupt discuțiile, știi, că nu a plecat. Dar mai lasă-mă o săptămână, două, eu nu vreau să acuz pe nimeni dacă n-am unele foarte foștii mari. Să-i dar astăzi el joacă, ca să știi. El astăzi joacă, joacă sigur, pentru dânsul astăzi este... deci, îți dai seama, omul stă doar între Istanbul și Cipru din Nord. Adică nu mai zboară el. Da, el a fost, când m-am documentat, a fost în România și a refăcut pașaportul anul trecut. De ce nu l-a făcut la consulat? Nu, eu doar nu stau lângă dânsul. El? Nu știu, dar sigur și-a refăcut pașaportul, a încercat el să facă unele mișcări. Acest tip trebuie adus acasă. De asta eu am promis și promit încă o dată, Dorin. Lumea poate să aibă atitudini diferite față de mine, dar eu nu văd altă soluție decât un serviciu nou care... Acel Mossad moldovenesc despre care tu vorbești despre care vorbesc, de n-ați făcut noi nimic. Și să șed eu să mă uit cum le trimitem 20 de ani comisie rugătorii. Astăzi mai mulți state, cum într-o zi crede-mă ca să iasă ucrainieni și a să recunoască răpirea lui Ceaus. Azi nu le permit situația, așa cum Mossadul n-a recunoscut operațiunea din Argentina sau că n-a lichidat teroriștii după Olimpiada din München, știi? Dar să stăi niște plahotniuși, le stau averile aici, Dorin, începând cu un bloc care e 100 de metri de la noi, să nu-i dau public. Deci, vis-a-vis de primărie, să-i spun, Ștefan cel Mare în Chișinău, terminând cu multe alte afaceri, totul merge ok, mersi. Da, a avut un partener care i-a furat peste 100 de milioane cash din Dubai, am vorbit despre asta. Iahtul, ca să înțelegi, nebunul avea un sat întreg în Spania, Plahotniuc. Блокур ку нову етажи, блокур місць. Адіка, ніж ну, нам прецу ламуне като кустат, шела румуну партнеру і лачпіт, лам парцит ку Арабії нжуматі. Пі мінім адуарі, ну-ка, я улад Арабій ку... ку румуну партнер. Пі мінім адуарі, к бані іште у фост лас, де ла Дюрджулеш, пон ла Ларга, ла Норден, селезь ла Крива. Яка ще мадорі? Шаса з ноші дім, комісі ругаторі, ну розпон, ну не розпон, да й де азіл. În foștii săi colegi din, pe vremuri, atot puternicul Partid Democrat, respectiv, în partidul condus astăzi de Pavel Filip și în partidul condus astăzi de Andrian Candu, mai investește? Eu nu vreau acum să discut, mă bag în detalii, dar Dorin, este informația practic publică. Nu știu dacă tu sau cineva din colegii tot scrie permanent. Tu uite că care zbor care ieși la Istanbul și spune ei că nu, că eu mers la Istanbul, că de acolo avea o rută, nu știu unde, în Cehia sau în, sau nu știu în care. Tăți care merg la Istanbul, adică nu pot să acuz. Mă refer din policieni. Când îi aud tot, deci niciodată în viață, nu au mers la Istanbul, dar mă, ba unul merge la excursie, ba altul merge tratament. Să-și verifice, nu știu. Hai să fim serioși.